Supa la aplicare până la 10 euro și până la 12,8 grame de sare, cu 156% mai mult decât doza zilnică recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății. Conform sursei citate, în total au fost analizate 29 de produse. Din punct de vedere al ingredientelor regăsite în compoziție, 89,6% au în compoziție tăieței, cu un procent cuprins între 44,9% și 93% din compoziția produsului, iar 44,8% au în compoziție legume deshidratate cu un procent cuprins între 2,2% și 28,5% din compoziția produsului. Din punct de vedere al aditivilor alimentari regăsiți în supa la plic, 93% din produse au în compoziție euri. Încercăm să mâncăm mai ușor și să alegem de cele mai multe ori o supă la plic rapidă și ușor de făcut. Dar ne-am gândit să citim eticheta de pe supa la plic? Am citit noi etichetele pentru tine, am făcut o radiografie și, înainte de a cumpăra, măcar citiți studiul pentru produsele supă la plic, descărcați aplicația gratuită InfoCos, scanați codul de bare și alegeți în cunoștință de cauză dacă vreți o supă la plic cu cât mai puține euri, aditivi, coloranți, conservanți și sare, a afirmat Sorin Mierlea, președintele InfoCons, relatează știri pe surse.ro.